Salutare tuturor, numele meu este Midas și bine v-am găsit la Secretele Gazonului, emisiunea în care aflați de la firul ierbii noutățile din fotbal și nu numai. Săptămâna aceasta discutăm despre balonul de aur și câștigătorul din acest an, despre declarațiile lui Pele despre Messi, dar și despre multe alte subiecte. De data aceasta vin cu ceva nou pentru voi. Pe întreaga durata a filmulețului, în partea aceasta a ecranului, va apărea o minge, acum nu se pune. Și vreau să-mi spuneți un mesaj privat pe Instagram de câte ori a apărut mingea în filmuleț și veți primi un follow prin tragere la sorți. Așa cum anticipasem de săptămâna trecută, Luca Modric a câștigat balonul de aur. Messi, Ronaldo și Neymar au preferat însă să nu se prezinte la gală. De Ronaldo vă spusesem de săptămâna trecută, acesta a preferat ca și Messi să își petreacă timpul cu familia, în timp ce Neymar a ales să se joace Call of Duty. Zilele trecute însă croatul a declarat. Nu pot spune care e motivul pentru care unii dintre jucători nu au participat la gală. E alegerea lor, se pare că aceste trofee au valoare pentru ei doar când le câștigă. Nu este corect pentru colegii lor, pentru cei care au votat și care i-au nominalizat în ultimii 10 ani. Nu e corect nici pentru fotbal și pentru fani, dar repet, fiecare se comportă așa cum crede că e bine a continuat spunând că Messi și Ronaldo sunt cei mai buni fotbaliști la momentul actual. E clar că acest premiu a ajuns să fie acordat pentru trofeele câștigate și nu pentru performanțele individuale. Dacă ar fi fost așa Messi probabil ar fi fost primul cel puțin așa spun statisticile în timp ce în mod real el a fost doar pe locul al cincilea nu știu dacă asta e modul real ținând cont de mai ales ce prestații are omul ăsta o să vorbim puțin mai târziu și despre acest lucru. Și sigur, Modric pare să aibă dreptate, dar cred că acești fotbaliști pe care i-a țintit el s-au simțit nedreptățiți de faptul că nu au fost nici măcar în top 3 sau nu au câștigat poate cum e cazul lui Cristiano Ronaldo. O să las un pol în partea aceasta a ecranului în care să-mi spuneți dacă merita sau nu Modric să câștige balonul de aur. Nu știu ce să zic, e clar că Messi merita mai sus, dar într-adevăr Modric a avut contribuții destul de însemnate atât pentru câștigarea Champions League-ului cu Real Madrid cât și ajungerea în finală a Croației. Vă las pe voi să decideți dacă merita sau nu balonul de aur. Pe baza acestui subiect vom dezgropa alte două subiecte așa cum dezgroapă alții morții la alegeri, ceea ce bineînțeles că este o fraudă că tot veni vorba de fraudă, France Football se pare că a inventat un jurnalist din insulele Comore, acesta nici nu există și nici nu a existat vreodată. Abdu Boina, jurnalistul fictiv inventat de revista franceză, a votat pentru balonul de aur cu Mbappé, Modric, Cristiano Ronaldo, Hazard și Salah, exact în această ordine. Un alt jurnalist din Trinidad Tobago s-a plâns de faptul că ordinea voturilor sale a fost schimbată. Ei bine, cred că unii o iau razna și că tot uh, vorbim de oameni care o iau razna. Hai să ne uităm puțin la pele. Brazilianul a declarat Cum poți să faci o comparație între mine, un tip care lovește bine mingea cu capul, șutează cu stângul, șutează cu dreptul și altul, referindu-se la Messi, care șutează doar cu stângul, are o singură abilitate și nu lovește bine mingea cu capul. Uitându-ne la statistici, pentru că acestea sunt destul de importante, Messi are 24 de goluri cu capul și 83 de goluri cu piciorul drept, care este piciorul său slab. Ei bine, nu cred că este un lucru rău, ținând cont de înălțimea lui Messi, care are 1,70 m, 1,69 m, depinde de sursă. De la această declarație, Messi a avut două meciuri în campionat, în care a dat 5 goluri și 3 asisturi absolut incredibile. Săptămâna trecută două goluri din lovitură liberă și un asist, iar săptămâna aceasta hat-trick și din nou două asisturi, contribuind la 900 de goluri în acest secol, fiind primul fotbalist care ajunge la această bornă și a ajuns anul acesta la 50 de goluri. Cineva ar trebui să-i amintească lui Pele să și pastilele, adică dacă ne uităm la cariera lui, omul a jucat toată viața în Brazilia și mai apoi 2 ani în America. Cu adversari slab dezvoltați, am văzut niște videouri cu el în care pur și simplu îi punea la pământ și jumătate dintre golurile pe care le-a marcat, pentru că cum nu, e cea mai importantă bornă pe care o are el, fost marcate în meciuri amicale. Un moment foarte emoționant vine din Premier League, acolo unde săptămâna trecută Liverpool a dispus partida cu Burnout cu 4 la 0. La finalul meciului, Salah, care marcase 3 goluri, a primit, după cum se aștepta toată lumea, trofeul pentru jucătorul meciului, dar el a cedat lui James Miller care ajunsese la al 500-lea meciuri pentru Cormorani. Great win, many congratulations. Mo, rather unsurprisingly, you are the Premier League man no, of the match. If you do the honest thing. 500 games. <laughs> <laughs> no, this one's yours. <laughs> no, no, I have to congratulate him for his amazing career. He deserved it today. And, you know, he had an amazing career. So I hope we're going to win something to, to, uh, this season to, together, but I will not take it. Very <laughs> well said. Congratulations. <laughs> Și mi-a picat puțin geana așa peste campionatul din Italia. Nu vreau să fac hate sau să nu considerați că fac hate, doar vă expun niște lucruri adevărate, din nou statistice, și să-mi spuneți dacă presa are sau nu o influență foarte mare. Cristiano Ronaldo are în Italia, în 16 meciuri, jucate 1430 minute, 11 goluri și 6 asisturi destul de bine zic eu și se pune foarte mare accent pe fiecare reușită chiar dacă e din penalti, chiar dacă e de pe linia porții sau mai știu eu cum. Să ne uităm puțin la Christoph Piatek, spre exemplu. Omul joacă la Genoa, echipă de pe locul 16 și a marcat 12 goluri din 22 de goluri câte a marcat întreaga echipă. Dar nu se vorbește atât de mult despre el, sigur s-a mai vorbit. Să vedem totuși un al treilea exemplu despre care probabil mulți dintre voi nu ați auzit. Fabio Coagliarella, un jucător de 35 de ani, joacă la Sampdoria, echipă de pe locul 11 și are în 1277 de minute 9 goluri și 5 asisturi, deci a contribuit cu, la 3 goluri mai puțin decât Cristiano Ronaldo. Ce înseamnă un model pentru presă și ce înseamnă să fi pus într-o lumină bună? Am luat doar un exemplu, ideea e că ar trebui să ne uităm și noi mai atenți la unele subiecte, nu doar să citim totul din presă pentru că, vedeți, Ronaldo e absolut cunoscut de toată lumea și nu iau din merite, în timp ce cu Agliarela, nu știu dacă un sfert dintre voi ați auzit de el. La meciul dintre Chelsea și Manchester City, patru fani ai lui Chelsea i-au adresat cuvinte rasiste lui Rahim Sterling, iar mobilizarea de după a fost absolut incredibilă și specifică unor echipe din vestul Europei, din țările civilizate. Clubul i-a interzis la stadion iar poliția a început imediat o anchetă. unul dintre fani cerându-și deja scuze în mod public și spunând că totul a fost doar o ieșire. Este laudabil ce s-a întâmplat din punctul de vedere al reacțiilor oficiale și poate ar trebui să fie și pentru noi un semn de trezire la realitate deoarece foarte des aud pe stadioane cuvinte urâte adresate fotbaliștilor de culoare sau din uh, alte țări, nu neapărat uh, din România sau din Europa. În cazuri mai rare, fotbaliștii ies apoi pe post și sunt supărați de ceea ce aud, iar ei ajung mimuri și subiecte de haz, în timp ce cauza reală rămâne acolo. Sunt niște oameni foarte nesimțiți, care sunt niște lucruri care nu se zice. Dacă nu le convinți, păi să vorbești cu domnul Iancu să nu dea tot negrii afară. Usman Dembele a întârziat două ore la unul dintre antrenamentele Barcelonei de săptămâna aceasta, ceea ce i-a adus o amendă de 100.000 de euro. Sincer nu cred că se va învăța minte omul acesta. Thomas Müller a șocat lumea cu o intervenție absolut îngrozitoare, ce nu și are locul nici măcar la minifotbal la Fece Cojasca. Bună, la ce echipă joci? La FC Acesta a primit cartonașul roșu direct bine meritat și aparent va lipsi cel puțin două etape e și normal și probabil va fi prelungită această pedapsă deoarece bia și spart capul lui Talia Fico. Dar acesta a mers pe principiul ce nu te doboară te face mai puternic și a revenit și a marcat golul 3 după ce și-a luat mare picior în cap. Iar Ajax merge mai departe în Champions League, nu datorită acestui gol, dar era important de menționat. În șterg din alte sporturi, național a ajuns pe locul 4 la campionatul european de handball și poate ne-am fi descurcat mai bine dacă nu ar fi existat o accidentare a Cristinei Iago, ceea ce a făcut-o să nu joace ultimele două partide. Oricum felicitări fetelor și e o performanță destul de bună ținând cont de faptul că în România nu prea se investesc bani în sport. Pata săptămânii vine de la o echipă, nu știu de pe unde sincer, dar avem un fundaș care a avut trei intervenții consecutive de pe linia porții și totul arată absolut incredibil deoarece cadrul este chiar din spatele porții. Oh! Good. Oh. Oh. Avem și o poză de la un tip care probabil s-a dus la frizer și a cerut a messy haircut pentru cei care știu engleză probabil v-ați prins de dumă. Ha 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 ce amuzant sunt. E foarte amuzant. Și a primit asta. Mi se pare că detaliile sunt incredibile, foarte talentat tipul care a făcut această freză. Poate mătăn și așa. Rising Starul de săptămâna aceasta este De Ligt de la Ajax, capitanul echipei la doar 19 ani. Îmi amintește de Stanciu care era capitanul Vasluiului în meciul cu Internaționale Milano și chiar a marcat atunci din penalti. Scorul parcă a fost 1-1, asta nu mai știu. Acesta valorează 50 de milioane de euro, este fundaș central și a marcat două goluri în acest sezon și a dat o pasă de gol. Ceea ce este foarte bine, după cum spuneam, capitan la 19 ani mi se pare că e ceva de respectat, mai ales la o echipă de acest nivel. Jucătorul misterios de săptămâna trecută a fost, nu cred că vă așteptați la asta, Kylian Mbappé. Aparent 135 dintre voi mi-ați scris pe Instagram și am avut ceva probleme încercând să vă răspund tuturor dar am făcut față și vă mulțumesc foarte mult pentru mobilizare. exact cum, cum am dorit, așa și fost, foarte mulți dintre voi mi-ați răspuns. De data aceasta jucătorul misterios este următorul iar ceea ce voi puteți câștiga este un cartonaj semnat de către Selim Benasur un antrenor momentan la Foresta Suceava care a jucat la PSG fiind coleg acolo cu Teixeira, Mauricio Pochettino, Ronaldinho și Anelka. Veți vedea peste câteva săptămâni filmulețul pe care l-am filmat alături de el și este un filmuleț de tip tutorial care sper că vă va ajuta. Aveți în continuare poza cu jucătorul misterios pe ecran. Tot ceea ce trebuie să faceți este să îmi dați uh, un mesaj privat pe Instagram, pe Facebook sau pe e-mail, în caz că nu aveți rețele de socializare, cu numele fotbalistului. Aștept uh, mesajele voastre, linkurile sunt în descriere, iar tagul pentru Instagram este chiar aici, puteți să dați și un follow pentru că m-ar ajuta foarte mult. Întrebarea de săptămâna aceasta mă va ajuta pentru un clip care va apărea foarte curând pe acest canal și anume care credeți că sunt cele mai importante evenimente din fotbal din 2018. Pot fi transferuri, meciuri și tot ce doriți voi legat de fotbal care credeți că au avut o influență asupra acestui fenomen. Ca de fiecare dată eu am fost Midas, vă mulțumesc mult că ați fost prezenți până aici. Nu uitați să-mi spuneți de câte ori a apărut mingea pe ecran în mesaj pe Instagram și puteți să primiți un follow după cum spuneam la început și de asemenea să răspundeți la întrebarea săptămânii în comentarii și la uh, întrebarea despre fotbalistul misterios, că multe aveți de făcut voi. Iar dacă vă mai lasă inima pentru că vine Crăciunul, dați și un like și un subscribe în caz că nu ați făcut acest lucru deja. Vă mulțumesc mult, ne vedem data viitoare.